Vreau să spun ceva. Zona în care diavolul vrea să te lovească e tocmai zona prin care Dumnezeu vrea să te folosească. Șarpele ăsta atacă pe Pavel. A vrut să-l oprească din planul pe care Dumnezeu l-avea de făcut cu Pavel acolo. Îl mușcă de mână. Pentru că mai apoi Dumnezeu avea să folosească mâinile lui Pavel să se roage și un om să fie vindecat și nu doar unul, ci mulți alții. Poate că te întrebi, de ce tocmai în zona asta vieții mele sunt lovit? De ce tocmai, nu știu, în zona finanțelor? Te-ai gândit că poate Dumnezeu prin finanțe vrea să te folosească pe tine lucrarea lui Dumnezeu? De ce tocmai în zona mărturiei tale, credibilității tale, ești lovit de către diavolul? Nu te-ai gândit că probabil prin mărturia pe care tu o ai, Dumnezeu vrea să te folosească? În ceea ce diavolul vrea să te lovească, e zona prin care Dumnezeu vrea să te folosească. Gândește-te la asta. Așa că nu te mai plânge că ești mușcat, nu te mai plânge că ai atâtea probleme într-o anumită zonă. Gândește-te un lucru. E zona prin care Dumnezeu vrea să te folosească.